De acum înainte, vaccinul antigripal nu va mai fi distribuit medicilor de familie. Acesta va fi procurat direct de la farmacie de către pacienți. Medicii vor emite rețeta pentru cei interesați, iar aceștia vor merge la farmacie de unde vor achiziționa vaccinul. Totuși, acesta va fi administrat în cabinetele medicilor de familie. Vaccinurile gripale nu vor mai fi cumpărate de către Ministerul Sănătății, ci vor fi procurate printr-un mecanism deja existent în alte state europene și anume de compensare directă. Grupele la risc nu vor plăti nimic pentru acest vaccin, în timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 și 65 de ani care nu suferă de boli cronice vor primi o compensare în proporție de 50%. Vaccinul se va elibera pe baza unei prescripții medicale date de către medicul de familie. Chiar dacă întreg procesul a fost schimbat, medicii de familie insistă ca pacienții să nu uite să administreze vaccinul. Vaccinul este dovedit ca și efecte, ca și protecție pentru una din cele mai grave viroze care a circulat și va circula întotdeauna. Mărturie sunt pacienții noștri care vin și solicită vaccinarea pentru că ei au văzut în timp cât de bine sunt protejați, mai ales dacă sunt pacienți cronici și sunt la adăpost practic de spitalizări. Scad costurile de spitalizare, deci toată lumea are beneficii din vaccinarea antigripală. De menționat este faptul că nu doar medicul de familie va fi capabil să prescrie această rețetă, ci și orice alt medic ce are această competență. Spre exemplu, în cazul pacienților cu anumite boli respiratorii, medicul pneumolog va putea să prescrie rețeta pentru vaccinul antigripal pentru ca procesul să fie simplificat.